La școala cu clasele 1-4 din localitatea Corni, arondată orașului Liteni, a avut loc o nouă ediție a Carnavalului Toamnei. La eveniment au participat atât copiii de la școala din localitate, cât și preșcolari de la școala din Liteni. Evenimentul a inclus o expoziție gastronomică, desene, cântece de toamnă și poezii, toate dedicate zânei toamnei. Acțiunea de astăzi mi s-a părut foarte frumoasă, ca de altfel toate acțiunile organizate de această grădiniță. Doamna educătoare se implică trup și suflet alături de copii, poeziile sunt frumoase, melodiile sunt frumoase, copiii își dau tot interesul ca să iasă totul bine. Mi-a părut foarte frumos. Toți cei 30 de copii au purtat costume originale, cu care au reușit să creeze o atmosferă de sărbătoare a belșugului, cântecului și culorilor vii ale toamnei. Da, costumașul acesta frumos pe care îl porți, cine ți l-a făcut? Mami. Așa, ne-l descrii un pic ce legume și fructe ai pe el? Arată-ne un pic, cam ce ai pe el? Ce fructe, ce legume ai pe el? Ia să vedem. Ne spui? Da, frunze, tară, cartofi și pere. Ideea a fost a doamnei educatoare. Dumnezeu întotdeauna organizează activități destul de apreciate de părinți. Observați că părinții au participat în număr mare la această activitate, ca de altfel la toate activitățile pe care doamna le organizează cu diverse prilejuri. La eveniment a participat și primarul orașului Liteni, care la final le-a oferit dulciuri tuturor copiilor. Acești copii ne arată că viitorul aici la noi arată și va arăta foarte bine. Suntem mici, frumoși, colorați, viguroși și plini de vitamine, așa că trebuie să stăm fără grijă. Da. În perioada următoare, la grădinița din Corni vor avea loc și alte evenimente. Avem o activitate planificată pentru Moș Nicolae, o activitate pentru Moș Crăciun și tot așa, în funcție de anotimp. Carnavalul Toamnei a fost organizat de școala cu clasele 1-4 din localitatea Corni, orașul Liteni. Mulțumim tuturor părinților că ne-au ajutat, mulțumim pentru prezența domnului director, pentru prezența doamnei directoare, mulțumim din suflet doamnei Pătrașcu că a venit și ea cu un moment frumos și ne-a prezentat câteva costume pentru referitoare la zâna toamnă. Mulțumim sprijinul școlii de la Corni. Mulțumim din suflet că cadrelor didactice, doamnei directoare, mulțumim pentru tot. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați onorat cu prezența.